Votul pentru guvernul Câțu și alegerile anticipate au fost câteva dintre subiectele dezbătute la recenta conferință de presă a organizației PSD din județ. La această conferință, unii dintre liderii marcanți ai socialdemocraților din județ a vorbit și despre varianta suspendării din funcție a președintelui României. După o lungă perioadă de tăcere, organizația județeană PSD Hunedoara a organizat o conferință de presă în cadrul căreia s-a vorbit, printre altele, despre apropiatul vot de investitură din Parlament pentru guvernul Câțu și despre alegerile anticipate. Socialdemocrații hunedoreni au anunțat că vor fi prezenți la ședința comună a celor două camere ale Parlamentului din această săptămână, dar că nu vor vota guvernul, iar în ceea ce privește alegerile anticipate, o decizie va fi luată cât de curând. La nivel de grup al parlamentarilor Partidului Social Democrat din Parlamentul României s-a luat următoarea hotărâre în momentul votului de investire al guvernului Câțu să fim cu toții prezenți, să nu găsească motive că din cauza noastră nu a trecut un guvern și nu vom vota acest guvern pentru că considerăm că este o mascaradă în lumea politică din România. Și următorii pași care vor fi, dacă nu va trece guvernul Câțu, vor fi luați la nivel de foruri superioare de partid la București și discutați în forurile superioare în CEX și în Biroul Permanent Național. Deputatul social-democrat de Hunedoara, Ilie Toma, a mai precizat că printre colegii săi de partid s-a vehiculat și varianta suspendării președintelui Klaus Iohannis, dar nu s-a luat vreo decizie în acest sens. S-a vehiculat și acest lucru ca și idei între colegii noștri, dar eu nu pot să emit o declarație oficială, deoarece nu a fost luată pe ordinea de zi în discuție. Când va fi luată și se va lua o hotărâre, cu siguranță vă garantez că voi fi primul care voi comunica pe Facebook sau pe alte mijloace de comunicare mass media acest lucru. Până în acest moment nu s-a discutat, deci nu pot să vă spun oficial ceva despre acest lucru, despre suspendarea președintelui. În prezent, niciun partid nu are majoritate absolută în Parlamentul României pentru realizarea acesteia, fiind nevoie de înființarea unei coaliții.